Daniel Ghiță și același stil, aceeași abordare relaxată a românului. O evoluție a românilor extraordinară până în acest moment. Să sperăm că și Daniel Ghiță va continua la fel de bine cum au făcut-o românii noștri până în momentul de față. Să-i ținem pumnii lui Daniel la acest sunet de gong. Pleacă Chemaio cu o combinație braț-picior. Se blochează Daniel acolo. Dă drumul la artilerie. Controlează distanța cu lovituri joase de picior Daniel. Un vitezist acest Freddy Chemaio. I-a dat un knockout lui Sergei Gurla, K1 Ungaria. Da, ultimele trei meciuri pe care Freddy Chemaio l-a disputat sunt două înfrângeri și o victorie pe care a obținut-o împotriva lui Sergei Gur, o victorie prin knockout. Cu siguranță moralul lui Freddy Chemaio este foarte extrem sus. Extrem de ridicat, da. Te sperăm că și moralul lui Ghiță este sus. Îl pune jos cu un low kick. A venit ca o lovitură de topor. Să fie o armă bună loviturile de picior pe care le tot încearcă. Dar ce lovitură urâtă a lui Chemaio. A fost o lovitură sub centură. În plin. În plin. Cum spuneam și în meciul lui Ciprian Sorea, iată că verii în această seară au parte de un tratament mai puțin ortodox în fața adversarilor. Sigur, iată de ce luptătorii de Thai box din Thailanda folosesc acele protecții din oțel, care în momentul în care, dacă lovești în ele, nu faci altceva decât să-ți rup piciorul, degetele de la picior. Deci nu faci altceva decât să te lovești pe tine, tu cel care lovești sub centură. Sperăm că nu va fi afectat de aceste lovituri. Ghiță, bun, pune high kick-ul pe capul lui Chemaio. Dă două lovituri de braț. L-a prins la colț, a dat drumul la brațe Ghiță. Trebuie să continue Ghiță. Lovitură de genunchi, este în corzi Freddy Chemaio. Din nou o lovitură de genunchi. Incredibil acest Chemaio. Incredibil. Da, mai ales că acum zona este foarte sensibilă și fiecare atingere, a fost și o lovitură de genunchi care poate fi controlată ceva mai ușor. Cezar Gheorghe, arbitru de ring, roagă pe Ciprian Sora să se îndepărteze. O nouă lovitură. Haideți totuși să-l vedem pe Chemaio că poate să lovească și în alt loc. Bune loviturile joase de picior al lui Un Ghiță. Un foarte puternic pe care Chemaio l-a încasat din plin. Parcă l-am văzut pe Peter Hertz. A ridicat piciorul acolo, însă brațele lui Ghiță au fost la post și au blocat lovitura. Îl susține tot publicul de la Arad pe Daniel, o directă de dreapta. Încă una. Acolo trebuie să insiste Ghiță. Și cred că trebuie să lucreze și la corp. Început bun pentru român. Încă o lovitură joasă. Are act de cojocului Freddy Chemaio în această seară. Daniel. Și iată-l pe Chemaio la pământ. Este la pământ Freddy Chemaio. Să vedem dacă va rezista. Din acest unghi nu am văzut ce lovitură a fost. Cred că a fost o directă de stânga. Sper să nu mă înșel. Important este însă că Daniel trebuie să forțeze acum. Daniel, ce lovituri cum placă. Au fost două bombe, a urmat și o torpilă de picior. Chemaio este groghi. Și ce noroc. O primă repriză foarte frumoasă. Daniel Ghiță a controlat foarte bine meciul. Dacă nu ați fost în fața televizoarelor până acum, ați pierdut o primă repriză superbă. Daniel Ghiță cu un croșeu de stânga. Da, a fost un croșeu de stânga. Pe Freddy Chemaio la pământ. Iată cum românii în această seară
își execută adversarii cu lovituri de braț foarte puternice. Un arsenal superb al lui Daniel Ghiță, continuă seria lui Sebastian Ciobanu, Ciprian Stora și Raul Cătinaș, care au dispus de adversari străini la Local Combat 29, a doua repriză. Un meci extrem de important pentru cariera lui Daniel. Nou croșeu de stânga, o lovitură înaltă de picior, variază foarte frumos loviturile Daniel. Este Chemaia un luptător rezistent pe picioare, are pulpele îndeajuns de puternice încât să ducă aceste low kick-uri. Este într-adevăr un sportiv rezistent, însă cred că forța loviturilor pe care le execută Daniel Ghiță sunt chiar foarte puternice. Este un sunet înfundat de fiecare dată când Ghiță conectează cu pulpa adversarului, se aude până în străfundurile sălii sporturilor din Arad. Un început ceva mai relaxat de a doua repriză, trebuie să aibă grijă Daniel. Braț-picior, o combinație a școlii olandeze. O lovitură înaltă de picior. Da, a executat două lovituri joase, după care a ridicat nivelul loviturilor foarte bine. Foarte bine. Daniel Ghiță face un meci tactic foarte bun, variază foarte bine combinația loviturilor. Se vede că se simte bine în ring. Ghiță îl caută pe ambele părți cu lovituri pe Chemaio. La ambele nivele, sus, jos, dă și cu brațele, dă și cu picioarele foarte bine, Daniel. Ne temeam de meciurile acestea cu străinii din această seară, de la Ciobanu, trecând prin Sora și Raul și până acum la Daniel Ghiță. Vedem însă că ne dau satisfacție toți luptătorii români. Ai grijă, Daniel, acolo au fost două lovituri ale lui Freddy. Bună și directa de dreapta. Trebuie să iasă Daniel de acolo să nu stea la bătaie. Bun! Este jos! Și nu se va mai ridica Freddy Chemaio. Nu se va mai ridica de la stol după cum a căzut. Este deja în lumea viselor. Cred că a fost un uppercut de stânga, direct în bărbie. Poate un uppercut croșetat, da. L-a luat în brațe părintește Cezar Gheorghe. Îl vede mai degrabă pe Moșene. S-a ridicat într-un final Freddy Chemaio. Ce meci în această seară pentru Daniel Ghiță. O nouă victorie pentru Daniel Ghiță, o nouă victorie pentru România, tot o victorie. Să vedem această reluare. L-a găsit foarte bine cu această contră. S-a prăvălit în genunchi și după aceea direct cu figura în saltea. Da, atunci când adversarul cade după o lovitură primită în bărbie și cade în față, acesta nu se mai ridică în timpul pe care regulamentul îl acordă, adică 10 secunde. A fost o lovitură puternică. A fost o lovitură pe contră, nu neapărat puternică, dar a fost o lovitură bine precisă, direct în bărbie, care l-a expediat pe Chemaio la podea. O lovitură foarte frumoasă.